Mă numesc Cristian Cămui, activez în cadrul Academiei de 14 ani, la început cu funcția de antrenor, acum sunt directorul tehnic al Academiei. Funcția de director tehnic implică tot ceea ce înseamnă copii de la 6 la 18 ani, ce înseamnă conceptul tehnic al Academiei, începând tehnic, tactic, dezvoltarea copiilor de la vârstele fragede până la ultimul an de juniorat. În cadrul Academiei activează 750 de copii, dintre care 250 fac fotbal de performanță, fotbal de elită, îi spunem noi, iar ceilalți 500 sunt la fotbal de masă, care vin cu speranța că vor ajunge și ei să facă parte din fotbalul de elită. Ca performanță, Academia a câștigat 27 de titluri de campion național, 3 de Cupa României, 6 de Supercupa României, mai sunt încă vreo 13 titluri de medalii de argint și încă vreo 20 de bronz. Un junior, ca să facă fotbal de performanță, în primul rând trebuie să fie selecționat de noi ca să facă parte din Academie, după care el trebuie să persevereze, să fie de zi de zi la antrenamente, să fie foarte receptiv, să fie alături de noi și zi de zi să-și dorească că să devină din ce în ce mai bun. Disciplina este un factor al sportului de performanță, dar nu este singura și nu este nici principalul obiectiv. Așteptările noastre sunt ca totdeauna copiii să vină cu drag la fotbal și pe lângă asta cu plăcerea de a se antrena și de la zi la zi să devină din ce în ce mai bun. Discuțiile sunt foarte deschise zilnic între părinți și antrenori, iar cele dintre jucători și antrenori la fel. Antrenorii sunt ca și părinții lor. Zi de zi sunt alături de ei, le dau sfaturi, sunt printre ei, totdeauna îi ajută din toate punctele de vedere. Nu cred că a descoperit nimeni rețeta succesului, dar noi încercăm, având în vedere istoricul care vi l-am spus dinainte, suntem cea mai bună academie din țară de foarte mulți ani, prezentându-te la antrenament și perseverând zi de zi, va veni și performanță.